Programul Rabla pentru electrocasnice continuă și în 2019. Românii își vor putea înlocui nu doar mașina de spălat, frigiderul și aerul condiționat, ca până anul trecut, ci și televizoarele și calculatoarele vechi. Ministerul Mediului anunță că îi va sprijini pe români și anul acesta să-și înlocuiască electrocasnicele vechi. Conform spuselor ministrului, sumele alocate anul acesta față de 2018 vor fi duplate. Asta înseamnă că vor fi disponibile 120.000 de etichete de reducere. Programul urmărește mai ales reciclarea și colectarea vechilor aparate. Deși sunt periculoase pentru mediu și pentru sănătate, reciclăm cu 30.000 de tone de aparate mai puțin decât suntem obligați de Uniunea Europeană. Eu am schimbat. Și ce ați schimbat? Am schimbat frigider, am schimbat televizor. Și da. Vi se pare un... Da, mi se pare foarte bine. Că oricum trebuie înlocuite, sigur. Și a ajutat mult. Foarte mult, da. Oricum, ele trebuie să scap de ele și unde să le duci. E foarte convenabil. Foarte bună. Tot ce e pentru noi e foarte bun. Ați accesat vreodată un asemenea program? N-am accesat, dar am dat. Am luat o mașină de spălat și am dat una veche. Și am avut reducere. Și a fost 100 de lei. A fost benefică. Foarte bine, da, da. Și acum vă gândiți să schimbați ceva în casă electrică? Am două aragaze. Am în perspectivă un aragaz. Și cum vi se pare că Ministerul Mediului ajută oamenii să-și înlocuiască electrocasnicele vechi, acordându-le o reducere, dacă le duc pe cele vechi, la cumpărarea unora noi? Da, este o modalitate foarte bună. Ați accesat un asemenea program? Da, 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 bineînțeles. Și sprijină oamenii din punctul dumneavoastră de vedere? Da, da. E bine, ce să face? Dumneavoastră ați accesat un asemenea program? Accesat, dacă și abia. Dar deocamdată nu vreți să schimbați nimic? Nu, sunt toate deocamdată bune. Ministerul Mediului estimează că peste 60.000 de echipamente electrice și electronice de uz casnic folosite vor fi înlocuite cu altele noi, cu consum redus de energie, prin intermediul programului Rabla pentru electrocasnice, al cărui buget este de circa 20 milioane lei. În 2018, chiar în prima zi de înscriere, aproape jumătate dintre vouchere au fost rezervate. Până acum, în schimbul unui electrocasnic vechi, românii puteau obține tichete cuprinse între 200 și 400 lei.